haide să fie și cu bonjour. Mai bine zis bonsoir, că e cam noapte. Într-adevăr că n-am mai dat semne de viață, dragi prieteni. Am avut telefonul deconectat câteva zile. Nu am mai vrut să aud nici știri de la nimeni, nici de la... Mai știi, poate te sună iar avocația de Habib. Băi, oameni, azi am deschis și eu telefonul după câteva zile. După amiază așa, tocmai îmi făcusem siesta. La 1:31 de minute. Și la un minut, cine credeți că mă sună? Băr, telefon. Băi, oameni, fiți atenți. Habib, o să vă relatez ce mi-a povestit el, e de strigat la cer. Ca să vă dați seama că din om de afaceri poți să devii cerșetor, din vedetă poți să devii iar un fel de nimeni în drum, să nu te mai recunoască nimeni. Nu știți cazul cu Viorel și cu Pulpița, să nu crezi că e Viorel ăla de la Strehaia, să nu... O să facă o confuzie. Viorel și cu Sile e altă chestie. Viorel cu Vulpița e altă treabă. O confundație. Staniolul cu ciocolată. Băi, oameni, că de-aia am făcut o introducere, că într-adevăr m-a șocat un pic, m-a emoționat povestea lui Habib. Deci, de data asta s-a hotărât să spun adevărul. Nu-i mai merg afacerile cu aur deloc. Ce eu ca eu, dar aveam și 50 de un fel de angajați așa între ghilimele care lucrau pentru el, la Cash Converter, dați seama. Deci acolo, lângă Cash Converter, ei stăteau și practic ei plăteau impozite și nu chema nimeni. Garda erau acolo ca precum păsările alea, dacă știți, cu crocodilul ridică și el 200 de, sau cât are, 200 de dinți și el știe că îi rămâne carne printre dinți și lasă păsările ca să îi facă curățenie. Așa și cu Cash Converter. Zice, bă, la ea le convenea că ei nu mai aveau de muncă, nu mai cumpăra nimic, nu mai vindea nimic, știi? Și le convenea combinația cu Habib și echipa să le cumpere marfa de pe stradă, dacă să se mai chinuie ei cu să o vândă, să stabilească prețul, deci aranja pe toată lumea, dacă vă dați seama. Să vă imaginați așa ca și cum ați fi acolo, lângă Cash Converter. Cash Converter plătește niște angajați, o clădire acolo, impozite de toate și Habib Hadriano, și al nostru, că și Hadrian a fost, Hadrian de la Haur, cu H, a fost cel pe acolo și vă dați seama că toată lumea era în câștig. Ăia nu lucrau, stăteau degeaba și ei, ăștia ai noștri, făceau combinații, Habib cu asta. Și vă dați seama că Habib la 50 de oameni, ăla cumpăra 2-3 kg pe zi, ăla 3-4, vă dați seama că era om de milioane. Om de milioane de euro pe lună. Și asta vă spun ce a fost. Acum e gravă treaba, băieți. Problema e extraordinar de gravă. Deci Habib e urmărit pas cu pas de poliția secretă. Mi-a zis, zice, băi, Lorenzo, nu pot să merg nici pe la WC-ul, până la WC-ul din curte, nu pot să merg, că vin după mine. Dorm cu el în pat. Deci nu mai poate să doarmă cu nevasta Habib, pentru că poliția secretă e lângă el acolo. Nu mișcă nimic. Dați seama unde s-a ajuns. Și zic, băi, Habib, bă, dar cum s-a putut, mă? Cum s-a întâmplat, mă, chestia asta? Ai făcut și tu o anchetă? Cum s-a... Mergea înainte... Toți se făceau că nu te văd acolo la Cash Converter, tu îți făceai treaba, ăia la fel că nu făceau nimic. Zice, băi, toată treaba a început de la Adriano, de la vloggerul ăla,
care a început să facă vloguri și să îți dai seama, să sifoneze toate combinațiile care le făcea Habib. Și el nu mai era în stare, el și-a făcut câteva milioane de euro, s-a dus în România și s-a apucat de vloguri. Oh, bă, stai băi Habib, ce milioane de euro, mă, că cerșește pe, prin vloguri, pe acolo, ce îi să dă, un like, o distribuire, un euro, ceva de mâncare, ce-o fi? Noi bine cerșetor, eu știu sigur. A cerut donații pentru o bătrânică, de unde? S-a dus cu două pungi acolo, a ieșit omul din iarnă, s-a umflat în fălci, în ceafă, de parcă e bursuc. Da, băi, Lorenzo, zice Habib. Dar a apucat să spună toate șmecherile și poliția secretă spaniolă s-a autosesizat. Vă dați seama. Și gata. Deci totul ca și cum trebuia să facă fără să știe nimeni. Înțelegi? Hai că ăia de la Cash Converter închidea ochii. Poliția mai trecea pe acolo, închidea ochii, vă dați seama că... Dar când s-a făcut totul pe YouTube și el a avut, am înțeles că are vreo 56.000 de abonați, s-a autosesizat și poliția și din șmecherul care eram, Lorenzo, zice Habib, bă, cu tristețe așa spunea, am ajuns cerșetori, zice, cerșesc la Mercadona. Nu mai am nicio sursă de venit. Și vreau să mă răzbun, adică am vrut să mă răzbun pe ăsta, dar zice că a fost sunat imediat de o doamnă care vorbea bine spaniola, doamna Crimea 13. Deci traducerea ar fi Crimea și 13 Trese, a zis. Crimea Trese. Spaniolă 13 Trese. Și doamna Crimea mi-a zis că, băi, e păcat de la Dumnezeu să te răzbui. Ce a fost, a fost. Adrian, asta e, să dedică și el că e făcut pentru YouTube. Că a spus alea. Și el n-a făcut decât să spună adevărul. S-a jurat cu iconița pe YouTube, că nu minte, că nu știu ce. Băi, oameni buni, l-a cam înduplecat pe Habib să mai se războane, să se răzbune cu toți marocanii lui pe vloggerul nostru celebru. Să vedeți ce înseamnă. Zice, lasă, că m-a sunat Crimea, dar după aia m-a sunat una, Filoteul Ia. La fel. Vorbea tot spaniolă, așa, dom'le, Dios, nu știu ce, perdona, Adriano, nu știu ce, a luat pe departe să-l ierte pe Adrian, Auritu. Și îți dai seama că zice, băi, încet, încet, parcă m-a determinat să mă întorc și la religie, așa, să nu mai fiu răzbunător pe nimeni. Deci am fost periculos rău de tot, rău, zice Habib. Și parcă zici că tot rău a fost spre bine. Una peste alta a mai sunat și Irina Straicu și a zis, zice, lasă, bă, că uite, Adrian e al nostru aici, îl iubim, e minunat, ne face vlog-uri de calitate, emoționante, ne înduioșează, ne... Ce să zic, dacă cumva te răzbun pe ăsta, ne-ai distrus și pe noi. Și nu numai pe noi, dar și o comunitate de 50.000 de oameni. Deci distrugi totul. Habib, calmează-te, iartă și vei fi și tu la rândul tău iertat. Și băi, l-a luat cuvinte tale, mă, din Biblie. Vă dați seama. Zic, băi, Habib, băi, nu te lăsa, mă, înduplecat, mă, de alea, ăla, ce religii, ce vorbesc, bă, îl acceptă pe ăla, s-a dus și a blestemat oamenii care nu-i dau like, care nu-i dau donații. Tu te pui cu ăla, păi de când reprezintă al de strike cu religia sau
Filoteu sau eu știu cine, stai bă liniștit, bă, băi, dacă ăla te-a făcut, dacă el era șmecher, cum se dă, nu sifona, înțelegeți, nu sifona el toate combinațiile cu aur acolo. Dați seama. Acum mă întreb eu, dacă ai fost adevărat, vă dați seama că n-ar fi zis. Deci, mai rămâne varianta că totul e o minciună. Uite așa, o minciună, ca și cum ar zice eu că eu transport nu știu câte tone de temirce și fac afaceri și nu știu ce. Nu există, dacă cineva vrea să mă verifice, sunt curat ca lacrima. Dar, din dorința de a vă povesti minciuni, să vă atrag acolo să pierdeți timpul, vă spun ce vreți, numai... Știi cum e, gura mincinosului ar face orice numai să fie hrănită și acolo, nu? Deci vă dați seama că un YouTuber e în stare să inventeze tot felul de porcării, tot felul de minciuni ca să prostească lumea, ca să ceară bani pentru niște acțiuni caritabile care și le-a însușit el. Deci cea mai tare afacere care a făcut-o el a fost că a cerut bani la bunicuță